E ca un fel de târg de animale aproape. Mi s-a zis asta, că par palidă, că par bolnavă, că tot timpul sunt așa terminată, că să mă mai machiez. Și atunci totul devenea de fapt un bullying. Mă numesc Katia Pascariu și sunt actriță. Am fost studentă UNATC 2002-2006. Eram destul de timidă, influențabilă, vulnerabilă și aflată într-un mediu destul de vulnerabilizant. Pam 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 parararam pam 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 parararam pam 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 parararararam. Lasă-mă papa în piață. Vreau să-mi fac și eu o viață. Tu ești doar un comunist. Asta este mult prea trist. Lili, libertate, democrație, frate. Ai, 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 ai speranță de viață, viață. Lasă-mă, fetiță, în pace. De ce? Viața nouă nu-ți va place. Săpuiu Șerban l-am avut profesor încă din anul întâi, semestrul întâi. Era unul dintre coordonatorii de grupă. Avea tipul ăsta care poate fi citit ca un tip de carismă. Avea foarte mult, făcea foarte multe glume. Comicul lui era în a râde de ceilalți. Noi împreună râdem de cineva. Pe urmă schimbăm victima. Și el totdeauna era șeful la maneta glumelor proaste. De mine a zis că eu sunt prima care o să mă las de meserie sau nici nu o să o fac, o să mă căsătoresc și o să fac copii. Premiul Hugo pentru cea mai bună actriță într-un rol principal se acordă actriței Katia Pascariu. Bună seara, mulțumesc! Și prima nominalitate, primul Hugo. Că par palidă, că par bolnavă, că tot timpul sunt așa terminată, că să mă mai machiez, că am ochi de foc. În momentul ăla n-a picat ca o glumă. Nu mai juca. Le vedeam ca pe niște denumiri care mi-arată că nu sunt în locul potrivit și că nu am neapărat șanse să fac această meserie. Nu mai juca. Astea nu sunt lucruri care se prescriu, astea sunt lucruri care lucrează acolo în tine. Tocmai pentru că se lucrează încă din prima zi cu corpul. Era foarte ușor ca un profesor să ne atingă pe umeri, pe cap, să ne punem mâna pe picioare, cu luat în brațe, cu îmbrățișat, cu pupat, pe obraz. Era ceva atât de internalizat, o luai ca pe un compliment. Domnișoară! Ce-ai, domnule? Lasă-mă în pace! Te rog, privește unde de la Piervaia, ai uitat! Lăsați-mă, domnule, în pace, ce aveți? Până să te cunoască, ești încadrat într-un gen. Fetele mai tinere nu sunt ingenue sau sunt vampele. Dacă e o fată care e un pic mai masivă, va primi instant roluri care nu sunt obiectul dorinței. E ca un fel de târg de animale aproape. Mi-au zis să-mi ridic fusta la admitere, nu mai știu cine mi-a zis. Erau zile în care oscilam între ce norocoasă sunt că nu sunt atinsă, nu sunt pusă în anumite situații, dar erau și zile în care eram într-adevăr geloasă, invidioasă, frustrată că nu sunt, mi se părea că aș avea mai multe șanse. Deci, dacă cineva este curios sau curioasă să știe cum decurgeau orele noastre, se poate uita la o emisiune cu Măruță. Asta spunea el la ore, ideile lui despre lume, despre viață, despre relații, despre cum funcționează lumea, în general femeile, bărbații. Femeia trebuie să știe să îmbrace în așa fel încât să ascundă, încât să stimuleze ție imaginația să o dezbraci cu mintea. Asta e arta la femei. Cui Șerban ne-a zis că e o junglă. Dacă o să fim prieteni, o să fim doar de circumstanță, când o să fie ceva, o întâmplare bună, dar că de fapt pe urmă sigur o să ne scoatem ochii între noi, că așa e în lumea asta, în special femeile, evident. El ne pregătea și pentru un tip de relații între noi, actorii și actrițele, care vor fi constant de concurență, de gelozie, de invidie. Bărbații trag ochiul la femei, dar femeile trag ochiul la cealaltă femei. Iar de la un punct încolo, evident că s-au și creat diferențe între noi, între studentele cu care preferă să lucreze. Înțelegeam și de ce, nu? Că uite cum merge prin scenă nu știu cine, uite ce frumos își dă cu mâna peste păr, uite cum își dă ochii peste cap. A, vreau să-ți mai văd ochii albaștri.
tu vino și stai lângă mine. El ne manevra așa ca pe niște marionete după chefurile lui, lucra ce ne voia el, nu ni se explica, nu ni se argumenta. Aveam în clasă un rând de perdele ca niște culise cumva și mă mai ascundeam acolo și plângeam. Nu eram singura care era frustrată, care se simțea nedreptățită. Nu vreau decât o pastiluță. Știți, sunt într-o situație și aș vrea să mă calmez. Noi nu eram luați partenere și parteneri în acest proces educațional. Și cu atât mai mult când eram agresați emoțional, cu tot felul de apelative, că e greșit că nu plângem, e greșit că plângem, că ne enervăm, că nu ne enervăm, că mergem prost, că nu arătăm cum trebuie, că de ce ești grasă, că de ce ești slabă, că de ce nu-ți strângi părul, de ce nu te machiezi. Să mințim, să hulim, să jignim, ne pricepem. Și atunci totul devenea de fapt un bullying în care tu nu înveți nimic. Dar la început îi credeam. Asta era foarte frustrant și asta e și acum, mă simt așa, mă simt păcălită, știi? N-am rămas cu un meșteșug, cu niște instrumente. Am rămas cu aceste expresii ale lui despre sos. Trebuie să ai un sos. Nu aveam un spațiu sigur de lucru. Când tu vii cu șerban, cu exerciții de tipul tu la tine în cameră, în anul întâi, nu ne explici. Ne pui să mergem acasă, să ne gândim și de acasă ce faci? Nu vii acasă, te dezbraci, te speli, te scarpini, eu știu unde te scarpini. Vrei și să epatezi, vrei să arăți că ești curajos, vrei să arăți că ai tupeu. Deci cu atât mai mult o să faci lucruri mai deosebite, nu? Și atunci cu atât mai mult o să fii apreciată și apreciat. Și tu la tine acasă, desigur, ajungi și la un moment dat te dezbraci și te speli, sigur. Niciodată nu se ajunge la nuditate, pentru că există un folclor în care studenții sunt, cum să spun, afectați de acest exercițiu, care sigur pentru cineva care vine din liceu este ușor șocant la început. Orice ai face nu vei câștiga, nu mai juca. Nu ne obliga să ne dezbrăcăm, dar evident eram... Asta era exercițiu, era încurajată și încurajat. Dacă nu, era pe genul, ne-ai păcălit. Tu la tine acasă când te schimbi, te schimbi așa, te ascunzi? Nu! Dacă ești gol în cap, dacă ești în cameră singură, te dezbraci, frate. Nu spui ce o răpei pe sub bluziță. Alt exercițiu sinistru era luatul palmelor. Este exercițiu cu sărutul și palma. De obicei lucrează băiat, fată. Și ei se privească și la un moment dat au opțiunea fie să-și sărute partenerul, fie să-i dă o palmă. Sună paradoxal și e oportunist. Pum, pum. Fetele, și numai fetele luau palme de la băieți. Invers nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat. Și el pe margine ne încuraja să luăm palme, băieții să dea palme pe bune. Că aveam două colege care se înroșau foarte tare și el ne le dădea exemplu că uite ce bine iau ele palme, cum s-au enervat. Uite ce apropo, ce femeie adevărate, s-au înroșit, s-au enervat. Eu aș vrea să trăiesc pe scenă, știi, niște bătăi, niște chestii. Dar vreau să știu cum să fac asta, să nu mă rănesc, să nu rănesc pe cineva. Și la final, când mă duc acasă, să nu rămân cu ideea că am fost bătută, că merit să fiu bătută. Da, milițienii ne-au bătut. Securiștii, scutierii, cine dracu erau? Dacă cumva aveai ceva de comentat, era, păi, dar în teatru o să fie și mai rău. Cum crezi că o să fie mai târziu? Ne pregătea într-un fel și pentru această relație abuzator-victimă, până la urmă, cu regizorii pe care urma să o avem, în care noi trebuie să facem orice în numele a nu știm ce, dar fără comentarii. Se părea că eu sunt aia greșită, chiar îi credeam că, de fapt, ăsta e mediul și că te călesc. Nu mai juca. Am avut un fel de reuniune de clasă la facultate și l-am întâlnit pe Puiu Șerban și am vorbit, de fapt, după 16 ani. Este extrem de frustrat de ceea ce se întâmplă acum, așa, la nivel ideologic, lupta asta lui cu politically correctness, care îi se pare că e moartea artei, iar pentru teatru e fatal. Suntem intelectuali, suntem elita țării. Pau, ma, ma, ma. Suntem crem de la crem, simbol dezvoltării. Pau, ma. Eu am încercat să-i explic de ce simt că a fost un mediu neprofesionist. El era ori șocat că eu am luat-o atât de în serios, că am exagerat,
ori că ar fi trebuit să zic ceva, deci cumva tot eu eram de vină, orice îi spuneam, el avea altă variantă, că o glumă e o glumă. Erau glume legate de viețile noastre, legate de corpurile noastre. Ce sens avea? Întotdeauna am sfătuit, i-am sfătuit pe tineri studenți să fie mai, nu reticenți, dar mai rezervați cu cei care le explică că ei au numai drepturi. Și sigur, frustrarea lui că fără erotism, el nu mai are cum să-și facă meseria. Cum să zic, pare ridicol, dar de fapt el are dreptate că în majoritatea teatrelor cam asta e atmosfera. Flirtul și ideea asta de a avea totdeauna, de a cocheta, că fără astea două nu ți se deschide nicio ușă și nu stai nimeni de vorbă cu tine. Să te aperi de un comportament abuziv presupune în primul rând să-l numești, să poți să-l identifici. Cred că trebuie și instituționalizate anumite practici, deci pur și simplu, băgat, regulamente. Dacă vrei să lucrezi în instituția asta, trebuie să le respecti. Să ai consilieri psihologici, să ai controle psihologice și pentru cadrele didactice. Trebuie să reacționăm nu numai când ni se întâmplă nouă, ci și când ni se întâmplă cuiva și observăm. Cred că e important cele care ne simțim iarăși în stare să o facem, să apărăm cu numele și să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să le încurajăm și să le protejăm pe victime, să vorbească, să se creeze acea masă critică care poate să producă schimbarea.